Aici Chișinău, mai spre răsărit. Salut! Ups, o notificare pe Facebook. Un mesaj de la Mitică. Look! Cică... imediat traduc. Ce Mitică e un actor independent, are 1,58, nu e un artist mare, evident. Dar joacă peste tot, scena se schimbă permanent, iar acum, când toate s-au închis, știți situația la moment. Și chiar fără un salariu, nu vă gândiți la faliment, unge pe pâine o poezie, cel mai tare element. Și scrie așa Mitică, fii atent. Filmează-mi o poezie, așa, un scurt moment, spusă sau citită dacă tot stai în apartament. Și deși am ieșit recent, ok, mă întorc în apartament. Poezii sunt multe, mai ales pe internet. Aș alege totuși una din ce am eu în prezent. Din micuța bibliotecă, dacă răsfoiești atent, am doar 5 cu poezie. Recunosc un mic procent. În colecția de vinuri, însă, sigur, în acest moment, mai multe sticle decât cărți. Știu, e un mic talent. Cărți ar trebui să fie mai multe, dar o să fiu inteligent. Și chiar din seara asta, Cabernet deschis urgent. Așa că am o rugăminte, domnule Stegărescu. Dintre așa și Minulescu, să alegi chiar dumitale textul și să încercăm Firescu. Aleg Adriana Vasilcov, pagina 9. Pagina 9. E sfârșitul primei poezii din carte, poezia se cheamă Rozmarin. Cu tine vecia devine reală. Noi suntem uniți, fiind separați. Încă mai fierbem în aceeași oală, orgolioși, speriați, dar adevărați. De ziua ta îți dăruiesc libertate. După război, de regulă, e pace. N-am nicio conexiune cu realitatea și ăsta e defectul care îți place. Să știi că iubirea și mintea nu-s rude. Aș vrea să iubești la fel ca cei mici, să alergi prin grădină cu tălpile ude, carpe diem, acum și aici. Regret că n-am fost până la urmă femeie, una nebună ca să te atragă, dar am simțit fiecare scânteie și ți-am dăruit o lume întreagă. Punctul pe foaie se pune ușor, în suflet e ca și cum aș băga un cuțit. Lupt cu dorul și totuși mi-e dor, iar cuțitul devine mai ascuțit. Dacă ai fi o sticlă de vin, te-aș bea cu o zi înainte de moarte. De asta prefer să fii rozmarin, să te consum, să te simt de departe.